Liber după 4 cu Bianca Ioan. O zi specială astăzi, a doua zi a sărbătorilor pascale, cu gândul că petreceți alături de apropiați, cu prânz consistent și momente de relaxare. Liber după 4 se referă astăzi la o sărbătorită a zilei din lumea cinematografiei. Îndrăgită de o potrivă de cinefili, dar și de critici, Michelle Pfeiffer serbează astăzi ziua de naștere. Numele său complet este Michelle Marie Pfeiffer și astăzi împlinește 61 de ani. Este originară din Santa Ana, California. Are un frate mai mare și două surori mai mici, Didi și Lori. Michelle simte încă de mică gustul celebrității atunci când devine Miss Orange County și mai apoi Miss Los Angeles. A absolvit în 1967 liceul Fountain Valley. A urmat cursurile colegiului Golden West timp de un an și asta pentru a deveni reporter. Despre adevărata sa chemare, actoria, și-a dat seama pe când lucra la un supermarket din sudul Californiei. O poveste clișeu, dar care nu conține mai puțin adevăr decât imaginariile europenilor despre destinul lui self-made man. În 1987 cariera sa merge în direcția succesului odată cu vrăjitoarele din Eastwick, unde îi are ca partener pe Cher, Susan Sarandon și pe Jack Nicholson. Pentru filmul Legături periculoase din 1988 primește o nominalizare la Oscar, la categoria cea mai bună actriță în rol secundar. În același an, Michelle Pfeiffer acceptă un rol total diferit, ca soție a unui mafiot în comedia Married to the Mob, sau pe românește Cu mafia pe urme, unde face echipă cu Alec Baldwin. În 1990 primește o altă nominalizare la Oscar pentru cea mai bună actriță în producția The Fabulous Baker Boys. În anii următori joacă în filme precum Batman Returns, The Age of Innocence, One Fine Day și Dangerous Minds. Anul acesta numele ei apare pe afișul Avengers Endgame, iar pentru 2020 o vom vedea pe sărbătorită în Maleficent 2, în rolul Queen Ingrid. Liber după 4 cu Bianca Ioan. Un proiect Impact FM regional și iașinoraș.ro.